Colocviul de admitere la gradul didactic 1 în seria 2015-2017 se va desfășura la Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia în zilele de 3 și 4 februarie pentru aproximativ 100 de cadre didactice la specializările profesori, învățători și educatori. Colocviul de admitere la gradul didactic 1 pentru anul școlar 2014-2015 se va desfășura în perioada 15 ianuarie-15 februarie la universitățile din întreaga țară. La acest examen, participând un număr de 153 de cadre didactice din județul Alba. Aceste cadre didactice s-au înscris pe bază de dosar în perioada 1-31 octombrie a acestui an școlar la diferite specialități. Cele mai multe dintre cadrele didactice din județul Alba s-au înscris la Universitatea 1 decembrie din Alba Iulia, adică aproximativ 100 de cadre didactice. Examinarea va urmări cu prioritate verificarea capacității candidaților de a sesiza și soluționa implicațiile pedagogice, practice ale temei tratate. La colocviul pentru admitere la gradul didactic 1, cadrele didactice trebuie să susțină o probă din specialitate și din didactica specialității, de asemenea trebuie să arate că au cunoștințe în ceea ce privește realizarea unei lucrări metodico-științifice pentru gradul didactic 1. 53 de cadre didactice din județul Alba au ales să susțină colocviul de admitere la gradul didactic 1 în seria 2015-2017 la alte universități din țară, precum Universitatea de Științe Agronomice București, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea de Arte din București și Cluj-Napoca.